După ce Lidia a rămas fără soț, viața părea că s-a încheiat. Fata nu știa ce să facă. Părinții ei locuiau la câteva mii de kilometri distanță, iar ea era atât de obișnuită cu acest oraș încât, sincer, nu voia să plece. Aici avea totul, muncă, prieteni, pasiuni. Nu voia să renunțe la toate acestea. Cu toate acestea, fata înțelegea că, cel mai probabil, va trebui să facă acest lucru. Deoarece nu mai putea plăti singură chiria apartamentului în care locuise înainte, împreună cu soțul ei. Da, chiria mai era suficientă pentru câteva luni, dar nu era totul atât de simplu. Când ajungea acasă, Lydia simțea că pur și simplu nu poate rămâne acolo. În primul rând, era prea singură. În al doilea rând, fiecare obiect din apartamente îi aducea aminte de soțul ei, iar fata pur și simplu nu putea suporta acest lucru. A ajutat-o ciudat, socrul ei. Un marinar în vârstă, care, cum se spune, a trecut prin șapte mărși și oceane, s-a pensionat și s-a mutat într-un mic sat lângă orașul lor. Când a venit să-și viziteze Nora, a observat în ce stare dificilă se afla și a propus să se mute la el. Fata a gândit mult. Pe de o parte, era ciudat să se mute la socru. Pe de altă parte, Lydia înțelegea că acesta era, probabil, singurul ei opțiune. De la satul în care locuia Evgeni Alexandrovici până la orașul lor se putea ajunge în aproximativ 20 de minute cu mașina. Prin urmare, nu trebuia să-și schimbe stilul de viață. Da, timpul de călătorie până la muncă se va prelungi puțin. Da, acum trebuia să plece mai devreme de la întâlnirile cu prietenii. Dar totuși era mai bine decât să se întoarcă la părinți, la câteva mii de kilometri distanță. Și să se obișnuiască din nou cu stilul de viață de care fugise când l-a cunoscut pe soțul ei. Și părea că viața începea să se așeze, dar nu era totul atât de simplu. La câteva săptămâni după ce soțul ei a murit, Lydia a început să se simtă rău. La început, a pus asta pe seama nervilor, având în vedere tragedia care avusese loc în viața ei. Nu era surprinzător că organismul ei se revolta, dar timpul trecea. Iar starea proastă nu dispărea neavând puterea să mai suporte, fata decis să ceară sfatul unei prietene. Aceasta, ciudat, i-a sugerat să meargă la ginecologie. După vizita la doctor, Lydia a ieșit complet bulversată. Ginecologul i-a spus că este însărcinată. Nu era loc de îndoială în privința tatălui copilului, deoarece Lydia fusese apropiată doar de soțul ei. Ultima lor apropiere avusese loc cu câteva zile înainte de acele evenimente teribile. Și acum, fata pur și simplu nu știa ce să facă. Pe de-o parte, rațiunea îi șoptea că acest copil nu era necesar. Fata nu era sigură că, după moartea soțului, va putea să facă față acestei situații. Așa că prima reacție a fost să se programeze pentru un avort. Dar atunci i s-a arătat atât de clar copilul nenăscut, încât a înțeles că pur și simplu nu va putea să facă acest lucru. Cum poate să facă rău unei ființe care nici măcar nu există încă? Și totuși, ce să facă? Cu aceste gânduri, fata se plimba prin parc. Lacrimile îi apăreau noți. Nicolae a vrut întotdeauna un copil. Iar acum, copilul există, dar soțul nu mai este. Un nod i-a păsat gâtul. Neputând să vadă nimic în fața ei, fata a ajuns la prima bancă care a ieșit în cale. S-a așezat și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă. Dar de ce îi se întâmplă toate acestea? Totul era bine. Ea și Nicolae erau atât de fericiți. Iar acum? Ce să fac acum? Va trebui să renunțe la muncă, dacă, desigur, va decide să păstreze copilul. Și ce va face atunci? Să se sprijine pe socru. Puțin probabil ca bărbatul să aprecieze asta. Să se întoarcă acasă. Nu. Despre asta nici nu putea fi vorba. Relațiile cu rudele se stricaseră complet cu câțiva ani în urmă. Așa că puțin probabil că se vor bucura de întoarcerea fiicei rătăcite. Desigur, nimeni nu o va alunga din casa părintească. Totuși, o porție zilnică de ironii și reproșuri era garantată. Alidia nu era sigură că va putea suporta asta. Mai ales în această stare delicată. Fata era atât de prinsă în gândurile ei, încât nu a observat când un bărbat s-a așezat lângă ea. El a numit-o de câteva ori pe nume. Lydia pur și simplu nu a auzit. Atunci, băiatul a atins-o ușor pe mână pentru a-i atrage atenția. Fata a sărit, a ridicat fața plină de lacrimi către vizitatorul neinvitat și l-a recunoscut pe Vadim. Cu acest om se întâlnise datorită soțului ei. Băieții erau prieteni din copilărie. La început, au construit chiar și o afacere împreună. Totuși, apoi căile lor de afaceri s-au despărțit. Dar au continuat să mențină o relație de prietenie. Vadim era un oaspete frecvent la toate sărbătorile de familie. Pur și simplu, ca om, îi plăcea Lidiei. Calm, echilibrat. Se îmbrăca modest, dar cu stil. În cei câțiva ani în care s-au cunoscut, fata nu a auzit niciodată să ridice vocea la cineva. Dar Lydia știa bine că mediul de afaceri, băiatul se bucura de un mare respect. Și, trebuie spus, pe bună dreptate. Nu degeaba a reușit să-și construiască propria companie de la zero. Acest om stătea acum lângă ea. Fata s-a speriat, dintr-un motiv oarecare, că el o găsește în această stare bărbatul a observat rușinea ei. A întins un șervețel de hârtie și a întrebat ce s-a întâmplat. Și atunci, fata, cum se spune, s-a desfăcut. I-a povestit vechiului prieten în ce situație delicată o pusese viața. Ciudat, dar cu fiecare cuvânt, părea că era tot mai ușor. La sfârșitul monologului, fata a încetat să mai plângă. Când fluxul de cuvinte s-a oprit, băiatul a tăcut și el o vreme, Probabil procesând cele auzite. Apoi a întrebat ce intenționează să facă Lydia în continuare. Nu știu, a răspuns fata sincer. Chiar nu știa ce să facă în continuare. Gândurile din capul ei se înghesuiau, iar niciuna dintre ele nu părea potrivită. Tinerii au continuat să vorbească mult timp, stând pe bancă, cum se spune, despre toate și nimic. Apoi, totul s-a desfășurat destul de repede o vreme, Lidia i-a reușit să-și ascundă sarcina de socru. Fata nici măcar nu înțelegea de ce a decis să facă așa. Această decizie era dictată fie de intuiție, fie de altceva. Totuși, cu timpul, din motive evidente, a devenit pur și simplu imposibil să-și ascundă sarcina. Atunci a fost nevoită să recunoască. Prima întrebare a fost, de la cine este copilul? După aceea, a devenit chiar puțin jignitor. Asta înseamnă că Socrul o consideră o soție necredincioasă? A trebuit să descrie aproape în detaliu circumstanțele în care a fost conceput copilul. Socrul a crezut-o, iar după aceea comportamentul lui s-a schimbat semnificativ. Dacă până atunci se comporta cu ea oarecum rece, pur și simplu ca o vecină de apartament, acum a început să o răsfețe și să o îngrijească. Vadim, de asemenea, nu a dispărut de pe orizont după acea întâlnire, dar o făcea într-un mod oarecum discret. Astfel, suna din când în când, întreba cum îi merge, se interesa de sănătatea ei. Uneori se întâlnea în timpul plimbărilor. De câteva ori, bărbatul a dus-o acasă de la muncă. În general, părea că nu era nimic special, o comunicare pur prietenească. Totuși, uneori Lidiei se părea că lui îi pasă de ea. Apropo, despre muncă. După ceva vreme, a fost nevoită să plece de acolo. Fata nu mai făcea față, organismul ei se revolta și făcea diverse acrobații care nu se potriveau deloc cu activitatea profesională. Așa că, după câteva luni de sarcină, a fost nevoită să ia concediu de maternitate. De atunci, Lidia a trecut complet pe întreținerea socrului. Și asta o stresa puțin, dar, din păcate, în situația ei nu avea de ales. Nașterea a decurs normal. A venit pe lume un copil sănătos, căruia i s-a decis să-i pună numele de Mian. Totul a decurs normal în primele câteva luni, dar apoi au început problemele. Socrul a început treptat să-și schimbe atitudinea față de Lydia. Dacă la început era un tată bun și bâlând, acum între ei au început să apară tot mai des conflicte. Uneori nu-i plăcea cum a gătit sau a curățat, alteori critica modul în care Lydia avea grijă de copil. Și asta era mai mult decât ciudat, iar fata a început să aibă tot mai de senzația că bărbatul pur și simplu încearcă să o alunge din casa lui. Totuși, fiind copăleșită de grija pentru nou născut, a pus asta pe seama naturii ei suspicioase. Dar, așa cum s-a dovedit, îngrijorarea nu era nejustificată. Odată, venind acasă după o vizită la magazin, fata a dat peste două femei, reprezentant ale organelor de protecție a copilului, care discutau amical cu socrul ei. Văzând-o, acestea au zâmbit într-un mod suspect. Lydia își amintește că ceea ce a urmat a fost un coșmar. Femeile s-au comportat inițial destul de drăguți, au verificat condițiile de trai ale copilului, apoi, ca și cum întâmplător, au început să se intereseze de Lydia. Când au aflat că nu lucrează nicăieri, că soțul ei nu mai este în viață de mai bine de un an și că, în esență, fata nu are mijloace de trai și locuiește cu copilul pe banii altora, femeile s-au făcut că se tem. Au spus că acest lucru contravine unor legi și că sunt nevoite să ia copilul pentru a-i asigura un viitor luminos. La toate obiecțiile Lidiei, ele se refereau la diverse legi. Fata nu înțelegea prea bine acest domeniu, așa că nu a putut aduce argumente convingătoare. În cele din urmă, copilul a fost luat. Singurul lucru pe care Lidia a reușit să-l afle a fost undeva fi dus. Dar problemele ei nu s-au terminat aici. După plecarea organelor de protecție a copilului, socrul a început să o critique pe toate planurile. Fata a auzit cât de proastă mamă este, având în vedere că a fost luat copilul. Cât de proastă gospodină și cât de proastă persoană este. În cele din urmă, dacă să ne exprimăm elegant, i s-a sugerat insistent să părăsească locuința în cel mai scurt timp. Bine că nu a fost dat afară din casă, deși nu știa unde să meargă. Vadim conducea mașina lui prin oraș. Toate treburile de la muncă erau terminate, așa că bărbatul a decis să iasă puțin din oraș. Voia să se liniștească și să gândească. În ultima vreme, Lidia îl îngrijora, ca să spunem așa. După nașterea lui Demian, între ei s-au dezvoltat relații deosebite de încredere. Vadim nu mai știa dacă îi place sau nu. Da, nimeni nu contestă, Lidia era foarte frumoasă. Era plăcut să comunici cu ea, iar subiectele de discuție erau variate. Dar băiatul simțea un fel de rușine față de prietenul său decedat. Până la urmă, aceasta era soția lui. Deși în minte, băiatul înțelegea că, chiar dacă ar începe să o curteze pe Lydia, nu ar fi nimic imoral. Ceva îi spunea lui Vadim că, dacă Nicolae ar putea să-i transmită un mesaj din lumea de dincolo, singurul lucru pe care l-ar cere ar fi să aibă grijă de soția lui. Și totuși, Lydia îl îngrijora cu adevărat. Ea menționase de câteva ori, fără să vrea, că relațiile cu socrul ei au început să se deterioreze. Acest bărbat, Vadim îl cunoștea foarte puțin. Totuși, cea mai mare parte a copilăriei lor, el a petrecut-o în călătorii și expediții. Cu toate acestea, din poveștile prietenului său, Vadim își amintea că Evgeni Alexandrovici era o persoană foarte schimbătoare și vicleană. Asta îl îngrijora. Intuiția îi spunea că nimic bun nu va ieși din asta. Trecând prin satul în care locuia marinarul cu nora sa, Vadim a observat o fată care stătea lângă stația de autobuz. În mâine avea o geantă de voiaj. Fata părea că tremură, plângând sau având o stare similară. Observând mai bine, Vadim a realizat cu groază că era Lidia. Desigur, când Lidia a auzit propunerea socrului ei, S-a gândit inițial că bărbatul pur și simplu delirează. Da, nu trăiau în cea mai bună armonie. Dar nu ajunseseră la un asemenea extrem. Poate că acum va striga puțin și se va liniști. Totuși, după vizita organelor de protecție a copilului, fata avea, cum se spune, probleme peste cap. Și nu voia să adauge și altele. Totuși, bărbatul nu se gândea să se oprească. Au început deja insulte serioase și aproape amenințări fizice. Lydia înțeles că situația devine periculoasă și că trebuie să plece cât mai repede, înainte ca lucrurile să scape de sub control. Așa că, în acea seară, fata a părăsit casa primitoare. Așteptând la stația de autobuz, Lydia a realizat în ce situații neplăcută a ajuns. Copilul i-a fost, în esență, luat. Nu avea loc de muncă drăguții conducători ai fostei sale companii o concediaseră retroactiv, deși Lydia bănuia că nu era tocmai legal. Acum nu avea unde să locuiască. Și unde ar trebui să meargă acum? Bine. Poate câteva zile să stea la o prietenă. Dar ea are propria familie. Și ce va face mai departe? Lydia nu știa. Stătea la stația de autobuz. Lacrimile îi apăreau noți. Doamne, de ce trebuie să fie totul așa? Totul părea că era bine. Și acum, totul se destramă. Cu mâinile tremurânde, fata a încercat să scrie un mesaj prietenei. Ieșea greu, iar vălul de lacrimi acoperea ochii, așa că Lydia nu a observat imediat că lângă stația de autobuz s-a oprit o mașină. Din ea a ieșit un băiat. Lydia, ce s-a întâmplat? A întrebat el cu o voce îngrijorată ce faci aici? Vadim nu a așteptat răspunsul. Fata părea că nu-l aude. S-a apropiat de ea și a atins ușor pe umăr. Hei, ce ai? Fata s-a întors în sfârșit. Văzându-le pe vechiul cunoscut, a vrut să spună ceva, dar apoi a fost copăleșită din nou. Lacrimile au început să curgă din ochii ei în flux abundent. Așa că, în următoarele cinci minute, Vadim a trebuit să o consoleze pe fata plângând. Sincer, nu înțelege exact cum să fac asta. Așa că bărbatul a îmbrățișat-o ușor pe Lidia, i-a mânghiat părul și a șoptit ceva blând. Fata și-a ascuns fața numărul lui și s-a deconectat de la lume pentru câteva minute. Doar după ce fata a plâns, băiatul a reușit să afle ce s-a întâmplat. Și, trebuie spus, ceea ce a povestit Lidia lui Vadim nu i-a plăcut deloc datorită specificului activității sale, băiatul se descurca destul de bine cu legile, deși nu avusese până acum de-a face cu codul familiei și documentele aferente. Dar avea o înțelegere generală acestora, așa că acțiunile angajaților organelor de protecție a copilului s-au părut, cel puțin, ciudate. Bărbatul bănuia că nu aveau dreptul să ia copilul atât de repede. Asta înseamnă că îi cera ceva neregulă. Bine, ne vom ocupa de asta mai târziu. Mai întâi trebuie să rezolvăm ceva cu Lidia. Așa că, atunci când fata și-a revenit în sfârșit, băiatul a întrebat. Tu unde te îndrepți acum?" Nu știu." Fata a ridicat din umeri. Probabil că mă voi duce la Ecaterina." Voi petrece câteva zile la ea, iar apoi, nu știu, vadim. Sincer, voi găsi o soluție." Ecaterina ta probabil că doarme deja." Băiatul a spus asta într-un mod gânditor. Știi ce-ți propun? Mă duc acum la o bază de odihnă. Hai să venim împreună. La Petrovici sunt camere libere, iar acolo te vei liniști și vei găsi o soluție." O, oh, nu!" Fata s-a speriat puțin. Mulțumesc, dar cred că refuz. Mi-a fost suficient. Așa că, Lydia, stop!" Băiatul a zâmbit pentru prima dată de când s-au întâlnit la stație. Hai să nu generalizăm acum. Chiar vreau să te ajut. Ei bine, nu știu. Așa, femeie, poți considera asta o răpire, dar nu te voi lăsa. Băiatul zâmbea cu toți cei 32 de dinți. Fata s-a gândit. Pe de-o parte, era puțin ciudat. Pe de altă parte, Știa foarte bine că nu va putea să-și rezolve problemele singură. Are nevoie de ajutor. Lydia s-a uitat la Vadim. Bărbatul aștepta un răspuns. Zâmbea, dar privirea lui era oarecum gânditoare. Ce să facă, nu era o opțiune proastă. Cel puțin, nu avea motive să nu aibă încredere în acest bărbat. Totuși, Vadim a încercat să o sprijine în tot acest timp de la tragedie. Și nu avea motive să suspecteze că o face dintr-un interes egoist. Chiar și când soțul ei era în viață, știa că Vadim era un om bun și onest, întotdeauna gata să ajute. Așa că, după ce s-a gândit puțin, fata a decis să accepte propunerea bărbatului. Așa cum se spune, vom rezolva mai târziu. Acum, avea cu adevărat nevoie să se liniștească puțin. Fata bănuia că, în această stare, ar putea face ceva teribil. Iar dacă vrea să-și recupereze copilul, nu avea voie să facă nimic de genul acesta. Au ajuns la bază deja în razele apusului. Vadim era evident cunoscut acolo. Chiar și pe parcarea auto, câțiva angajați i-au salutat cu căldură. Bărbatul a cerut unuia dintre ei să o conducă pe Lydia la o cameră liberă, iar el a început să sune pe cineva. Fata s-a uitat în jur. Baza era situată într-un loc frumos. În jur era o pădure densă, dar îngrijită. Aproape de ea, o panglică de rustră lucea. Și ce aer curat era aici? Lydia, care nu mai ieșise din casă de mai bine de un an, a rămas pe moment fără cuvinte de plăcere. Era atât de frumos și cumva liniștitor. Fie că la bază erau puțin oaspeți astăzi, fie că erau deosebit de liniștiți, dar zgomotele străine aproape că nu se auzeau. Și după tot ce s-a întâmplat, după toate acele țipete și scandaluri, acest lucru era deosebit de reconfortant. Angajatul bazei a condus-o pe Lydia într-o cameră mică și confortabilă la parterul unei căsuțe din lemn. Decorul era simplu, dar confortabil. În general, tot ce era necesar pentru viață și odihnă. După aproximativ 10 minute, Vadim a intrat, a aruncat o privire rapidă în cameră și a întrebat. Ei bine, te așezat bine?" Da, totul este în regulă. Mulțumesc. Acolo, băieții pregătesc cina pe foc pentru aspeți. Te alături. Fata s-a gândit. Pe de-o parte, dorea doar să se odihnească și să reflecteze bine la tot. Pe de altă parte, Lydia nu își amintea când a stat ultima dată lângă foc. Așa că, în cele din urmă, a decis să accepte. La foc era veselie. Oaspeții taberei, Împreună cu angajații, pregăteau cina, râzând de ceva. Cineva cânta încet la chitară, fredonând o melodie. Un grup de turiști împărtășea cu entuziasm impresiile de la pescuitul de mai devreme. În general, era o idilă. Totuși, Lydia nu se simțea prea bine în mijlocul veseliei generale. Gândurile ei se întorceau mereu la evenimentele petrecute în acea seară. În primul rând, nu înțelegea de ce au venit la ea autoritățile de protecție a copilului. Din câte știa Lydia, asta se întâmplă de obicei doar după ce cineva depune o plângere. Dar cine ar fi putut să o denunțe? După nașterea copilului, nu a mai vorbit cu nimeni. Niciuna dintre prietene nu a fost vrădată la ea acasă. Vecinii, de asemenea, nu o vizitau. Atunci, cine? În al doilea rând, socrul se comporta ciudat i s-a părut chiar că s-a bucurat când copilul a fost luat. Poate că a așteptat acest moment pentru a o da afară din casă. S-a săturat, probabil, să ocupe o locuință străină. Așa că a profitat de ocazie. Și totuși, scandalul care a urmat părea că a apărut din nimic. Da, mai înainte se certaseră cu socrul. Dar nu ajunseseră niciodată la un astfel de absurd niciodată nu s-a discutat despre faptul că Lydia ar trebui să plece din casă. Din potrivă, când fata a menționat în timpul sarcinii că vrea să închirieze un apartament și să înceapă să locuiască singură, economiile mici de atunci îi permiteau să facă asta. Socrul s-a revoltat și a cerut să nu-l lase pe bătrân singur. Ce se întâmplă, de fapt? Ce să facă mai departe? Cum să-și recupereze copilul și dacă îl vor mai returna? Unde să se angajeze? de unde se ia bani pentru început? Unde să locuiască? În general, întrebările din mintea fetei erau mult mai multe decât răspunsurile. Văzându-i starea, Vadim a încercat de mai multe ori să o implice în discuția cu angajații taberei, dar Lydia se eschiva cu indiferență. Atunci, Vadim a realizat că gândurile ei pluteau departe, așa cum era de fapt. Băiatul a atins ușor pe umăr. Fata tresărit, atât de adânc era în gândurile ei. Aha! Pământul o cheamă pe Lydia. Răspunde! A spus bărbatul zâmbind. Ce? În primele momente părea că fata nu înțelege unde se află. Oh, Vadim, îmi pare rău, m-am gândit, a spus Lydia mai conștient. A întrebat ceva. Așa, Lydia, știi cum îi plăcea să spună strămoșilor noștri, cum? Dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Acum ai avut o situație neplăcută, înțeleg. Dar tot ce depinde de noi, crede-mă, am făcut. Așa că îți recomand să te relaxezi și să te bucuri de natură. Despre am făcut nu am înțeles prea bine. Bărbatul a râs. Dar vezi, am contactat câțiva dintre cunoscuții noștri și am cerut să discutăm cu acele mătuși răutăcioase care au venit la tine pentru Demian. Pentru a afla ce se întâmplă cu autoritățile de protecție a copilului, pentru că aici este evident că ceva nu este în regulă. Desigur, nu sunt foarte familiarizat cu codul familial din Rusia, dar ceva îmi spune că așa nu se fac lucrurile. Ești serios. În ochii fetei s-a reflectat fie admirație, fie speranță. Cu siguranță. A răspuns Vadim cu un ton mai serios. Bine, îți mulțumesc! Fata nu a mai putut și, în valul de emoții, l-a îmbrățișat pe bărbat, atrăgând, de altfel, atenția jumătate din cei adunați lângă foc. Lydia s-a strâns la pieptul băiatului și, dintr-o dată, a simțit o senzație ciudată. O căldură stranie părea să-i străbată întregul corp. Era atât de plăcut să-l îmbrățișeze pe Vadim, încât fata pur și simplu nu voia să lase să plece. Părea că el o poate proteja de tot ce există. O astfel de senzație plăcută Lidia nu mai simțise de când soțul ei a murit. Vadim, la rândul său, când fata s-a strâns de el, a rămas nemișcat câteva momente. De asemenea, el era copăleșit de sentimente ciudate. Apoi, băiatul a strâns ușor pe Lidia mai aproape de el. A mângâiat-o pe cap și a șoptit cu bâlândețe. Nu te teme. Totul va fi bine. Sunt aici. Vom face față tuturor. Tinerii au stat îmbrățișați, probabil, timp de o jumătate de minut. Aproape toți cei adunați în jurul focului de seară îi observau cu desăvârșire. Primul care nu a mai rezistat a fost un vânător care s-a apropiat de foc. El, zâmbind, a spus: Hei, tineri, destul cu îmbrățișările! Aveți toată noaptea în față! Haideți la foc, căci urechile vă vor îngheța! Lydia și Vadim s-au desprins genii unul de celălalt. Deși, sincer, niciunul dintre ei nu dorea să facă asta. Și era, cel puțin, ciudat. Și pentru amândoi. În continuare, seara de curs destul de liniștit. Deși Lydia se afla în compania unor oameni puțin cunoscuți, aceștia erau atât de deschiși și prietenoși, încât după o oră deja vorbea cu ceilalți oaspeți ai taberei, ca și cum ar fi fost vechi cunoscuți. La început, fata a mâncat împreună cu toți ciorbă de pește și pește proaspăt prins. Apoi, un meșteșugar local a preparat un fel de mâncare din carne. Totuși, fata a refuzat vinul de casă. Vadim, de altfel, a rămas și el indiferent la alcool. După ce toți s-au săturat bine, angajații taberei au organizat diverse jocuri și concursuri. În general, a fost atât de distractiv încât durerea ascunsă în interior s-a mai diminuat. Oaspeții au început să plece abia după miezul nopții. Vadim a condus fata până la ușa camerei ei, dorindu-i noapte bună. Totuși, în timp ce închidea ușa, fata nu a mai putut să se abțină. S-a întors și a întrebat: Vadim, ce urmează? Odihnește-te, a răspuns bărbatul calm. Așa cum am spus, dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Mâine cu siguranță vom găsi o soluție. Lydia bănuia că nu va reuși să doarmă noaptea aceea. Totuși, atât de multe s-au întâmplat în acea zi. Dar nu. Abia ce capul fetei a atins perna, că a căzut aproape imediat într-un somn profund. Iar ziua următoare s-a dovedit a fi foarte plină, deși a început destul de liniștit. Lydia s-a trezit dintr-un zgomot ciudat lângă ea. A deschis ochii și l-a observat pe Vadim. Acesta aranja mâncarea pe noptiera ei. Observând că fata s-a trezit, bărbatul a zâmbit și a spus, Bună dimineața! Bună dimineața! a răspuns fata somnoros, apoi a întrebat, Ce faci? Ai ratat micul dejun, a zâmbit băiatul. Așa că m-am gândit să nu te las flămândă. Mulțumesc, a spus fata cu sinceritate. De mult nimeni nu i-a mai arătat grijă. Pare o nimica toată, dar este atât de plăcut. Vadim a privit-o câteva momente cu atenție, apoi a spus: După ce mănânci, ieși la locul unde am stat ieri lângă foc. Vom decide ce să facem mai departe. După aceste cuvinte, fata s-a trezit. Dacă până atunci se afla într-o oarecare amurțeală matinală, Acum amintirile zilei trecute au început să-i revină clar minte. Așa că, Lidia a mâncat la micul dejun ca un soldat în armată și a efectuat procedurile de igienă matinală cu aceeași viteză. De aceea, Vadim a fost foarte surprins când, după foarte scurt timp, fata a apărut lângă focul de seară. – Ești rapid, totuși! – a răspuns băiatul zâmbind. – Așa, ce vom face? – a întrebat Lidia îngrijorată. Ei bine, mai întâi vom vizita autoritățile de protecție a copilului și casa de copii. Îți spun, totul este foarte ciudat. Aș spune chiar că este prea ciudat. În general, vom încerca să aflăm ce s-a întâmplat, pentru că aici este ceva necurat. Oamenii mei mi-au spus cam același lucru. Așa că, pentru moment, vom încerca să aflăm asta pe cont propriu, iar mai departe vom acționa pe parcurs. Fata a dat din cap în semn de aprobat. Pentru copilul ei, era dispusă să se ducă chiar și la autoritățile de protecție a copilului, chiar și să cucerească Everestul, doar să aibă un rezultat. Așa că, după scurt timp, tinerii se aflau în mașină, îndreptându-se spre oraș. Primul punct pe calea lor a fost biroul autorităților de protecție a copilului. Acolo au stat destul de mult timp. Fata a ieșit de acolo deprimată și distrusă. La început, reprezentanții autorităților nici nu au vrut să-i asculte. Apoi, după ce Vadim le-a amenințat că va apela la un cunoscut de al său, au acceptat în cele din urmă să-i primească. Acolo, angajații au recunoscut că retragerea copilului din familie a avut loc cu anumite încălcări. Dar, după spusele lor, au primit un astfel de ordin de sus, deși Lydia a avut impresia că reprezentanții nu le spun tot adevărul. Cu toată acestea, au refuzat să-i returneze copilul. După ce au aflat motivul retragerii, au început să o studieze cu atenție pe Lydia, întrebând-o despre nivelul ei devenit, muncă, calitățile morale, situația familială, locul de trai și tot ce ține de acestea. Din păcate, răspunsurile nu erau în favoarea fetei. Când a spus că în prezent nu lucrează, că este văduvă de mai bine de un an și că, în esență, nu are un loc de trai stabil reprezentanții autorităților au zâmbit răutăcios și au întrebat, cum, în aceste condiții, intenționează să asigure copilului său dreptul garantat de Constituția Rusiei la o copilărie fericită? Lydia i-a asigurat că în curând va găsi un loc de muncă, având în vedere că diploma ei roșie de la una dintre universitățile de prestigiu din oraș și crește șansele de succes. De asemenea, fata le-a spus reprezentanților că în curând va găsi un apartament. Și tot așa, în aceeași notă, din păcate, răspunsurile ei nu i-au convins. Reprezentanții au spus că nu pot ajuta cu nimic, că în aceste condiții pur și simplu nu au dreptul să-i returneze copilul. Că, în esență, el împreună cu mama s-ar ajunge pe stradă. După o astfel de declarație, fata a căzut în disperare. Era pe punctul de a exploda. Abia reușit să-și controleze furia, înțelegând că principetele ei nu va face decât să agraveze situația. A trebuit să-și ascundă mândria și să accepte toate argumentele, blestemând în sine ziua și ora în care a acceptat oferta socrului de a locui la el. Mai bine ar fi plecat în orașul ei natal, de acolo nu ar fi fost dat afară. În general, când tinerii au ieșit din biroul autorităților de protecție a copilului, fata era la limita disperării. Vadim părea și el oarecum gânditor. Au plecat apoi spre casa de copii, unde Lidia a reușit în sfârșit să-și vadă fiul. De acolo a ieșit cu lacrimi în ochi. Copilul era atât de aproape, și totuși fata nu putea să-l ia din cauza unor legi pe care nu le înțelegea. Din cauza lor, trebuia să-și lase copilul în grija unor mătuși complet străine. Așa că, atunci când Lydia s-a așezat în mașina lui Vadim, a început să plângă cu voce tare. Disperarea o sufoca. Opțiunile pentru acțiuni ulterioare nu erau atât de multe. Bine. Chiar dacă reușește să găsească un loc de muncă în cel mai scurt timp. Dar cum să supraviețuiești prima lună până la salariu? Economiile personale nu erau atât de multe. Dacă economisește, ar trebui să ajungă maximum 10 zile. Și asta doar cu condiția să locuiască în cel mai ieftin hostel și să se hrănească cu Nodeles Instant. Nu avea nicio posibilitate să împrumute o astfel de sumă de la prieteni sau cunoscuți. Și ce să fac acum? să cerșească pe la uși sau să caute hrană în pădure. Niciuna dintre aceste opțiuni nu era acceptabilă. În acest caz, ar trebui să renunțe complet la ideea de a-și recupera copilul. Iar gândul acesta o îngrozea. Vadim a încercat să o liniștească, dar Lydia nici măcar nu auzea cuvintele bărbatului. Situația părea fără ieșire, iar acest lucru o făcea să se simtă și mai amar. Era unul dintre acele rare momente în care fata nu știa ce să facă mai departe. În cele din urmă, lacrimile au început să se oprească. Se pare că Vadim o ținea de mână tot timpul. Văzând că fata începe să se calmeze, el și-a desfăcut palma și a întrebat: Ascultă, poate mergem să mâncăm ceva? Oh, nu, mulțumesc, Vadim, a răspuns fata cu o voce apăsată. Chiar, cuvântul meu acum nu va intra nimic în gât. Așa, 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 a amenințat bărbatul glumind. Hai să evităm foamea și grevele, bine? O vreme, în mașină a fost liniște. Fiecare se gândea la ceva de al lui. Fata privea în zare cu o privire pierdută. Bărbatul bătea încet cu degetele pe volan o melodie complicată. În cele din urmă, a spus, ascultă, Trebuie să rezolvi problema cu locul de muncă și cu locuința. Și cât mai repede. Da, înțeleg. În vocea fetei se simțea disperarea. Dar cum? Dacă pot găsi un loc de muncă, ce să fac cu locuința? Vadim, chiar nu înțeleg. Așa că, bărbatul a încetat să mai bată melodii cu degetele. Hai să mâncăm mai întâi, iar apoi ne ocupăm de treabă. Au intrat într-un mic restaurant. Prânzul a fost, de fapt, destul de lipsit de viață. Lydia, cufundată în gândurile ei, doar întindea mâncarea pe farfurie. Vadim se ocupa activ cu mesaje și a ieșit de mai multe ori să răspundă la apeluri. După o astfel de absență, el a întrebat brusc: Lydia, tu ești pe specializarea peisagistică, nu? Da, a răspuns fata într-un mod mecanic până la sarcin am lucrat la anumit compania. Asta mă amintesc, a zâmbit bărbatul. Uite, unui bun prieten de al meu îi trebuie un specialist. Condițiile sunt bune, salariul nu este rău, plus că am vorbit cu el. Sunt dispus să-ți ofere un apartament corporativ pentru început. Totul este oficial, așa că nu vor fi probleme cu documentele pentru autoritățile de protecție a copilului. Ce zici? Fata s-a gândit. Apoi a întrebat detalii. Vadim a povestit. Totuși, fata a avut senzația că bărbatul nu a spus totul. Obosită de toate aceste secrete, Lydia a început să-l întrebe insistent pe Vadim despre informații. Și a reușit. În curând a aflat că prietenul căruia el o trimite la muncă conduce compania sa subsidiară, așa că, în esență, va lucra în echipa lui Vadim. Asta a deranjat-o puțin pe Lidia. După incidentul cu socrul, a început să privească totul cu o dozare considerabilă de suspiciune. Totuși, bărbatul a asigurat-o de onestitatea lui. Fata s-a gândit. Pe de-o parte, oferta era mai mult decât tentantă. Aceasta îi permitea să rezolve dintr-o dată mai multe probleme. Totuși. Lydia spera că munca într-o astfel de companie de prestigiu îi va conferi un anumit statut în fața angajaților autorităților de protecție a copilului. Pe de altă parte, Vadim o ajutase deja de câteva ori. Și nu voia să abuzeze de bunătatea lui, sincer vorbind. Deci știa că bărbatul nu urmărea scopuri egoiste. Totuși, nu-l cunoștea de ieri. Și soțul ei decedat avea o părere bună despre acest om. Potrivit lui, Vadim era exact acel tip rar de homo sapiens care nu trăda niciodată oamenii. Și dacă se apuca de ceva, ducea la bun sfârșit. În cele din urmă, fata a decis să accepte, înțelegând perfect că nu avea prea multe opțiuni. Vadim voia cu adevărat doar să o ajute pe fată. Și nimic mai mult. Când băiatul a aflat ce i s-a întâmplat, prima reacție a fost să-i distrugă pe toți cei implicați. Dar Vadim nu a petrecut atâția ani în afaceri, fără să înțeleagă că astfel de acțiuni sunt pline de consecințe neplăcute. Și, în orice caz, nu ar aduce niciun beneficiu. Așa că băiatul a decis să acționeze puțin diferit. Nu putea să o vadă pe Lidia plângând, așa că mai întâi a decis să facă tot ce stă în putință, pentru ca fata să-și revină puțin. Tabăra de vacanță a venit la fix. Pe drum spre ea, Vadim a început să-și sune prietenii pentru a-i ajuta să rezolve problema. Nimeni nu a refuzat. Oamenii au promis să ajute. Deja la tabără, un avocat cunoscut l-a sunat pe bărbat, a ascultat toate circunstanțele cazului și a spus că autoritățile de protecție a copilului au acționat cu o încălcare evidentă a legii. Totuși, după câteva ore, același avocat l-a sunat cu vești mai puțin optimiste. I-a spus că a aflat câteva lucruri pe căile lui a avut o senzație puternică că în acest caz este implicat o terță parte foarte influentă. Așa că bărbatul i-a propus lui Vadim să încerce mai întâi să acționeze exclusiv în cadrul legii, adică să viziteze autoritățile. Deși avocatul a avertizat imediat că în acest fel este puțin probabil să obțină ceva. Dar merită să încerce. De aceea, a doua zi au mers cu Lydia la birou. Totuși, cu cât Vadim asculta mai mult reprezentanții autorităților, cu atât îi devenea mai clar că este puțin probabil să obțină ceva prin aceste metode. Într-adevăr, din punct de vedere legal, Lidia nu părea o mamă ideală. Prin urmare, trebuia să schimbe abordarea. La început, Vadim a vrut să-i propună să vină să lucreze în compania lui. Totuși, se temea că fata pur și simplu nu va accepta. Și cu cât mai mult timp petrecea cu ea, cu atât mai puțin dorea să se despartă de ea pentru totdeauna. Bărbatul era copăleșit de sentimente ciudate. Pe de-o parte, Lydia era în continuare soția celui mai bun prieten al său. Pe de altă parte, însă, în orice caz, nu avea de gând să o abandoneze în această situație. Ar fi fost pur și simplu o rușine din partea lui, așa că a sunat câteva dintre filialele sale și într-una dintre ele a găsit un loc de muncă pentru Lydia. Totuși, interogatoriul ulterior din partea fetei a fost o completă surpriză pentru el. A trebuit să recunoască. După asta, fata a gândit mult, dar în cele din urmă a decis să accepte. De ce a avut Vadim o stare de spirit atât de bruscă după asta, bărbatul nu a înțeles. După restaurant, Vadim a decis să o ducă pe Lydia la apartamentul corporativ. Când s-a urcat în mașină, a primit un telefon. Văzând numărul, s-a bucurat chiar. Era un avocat care, în același timp, era și un hacker amator. În general, printre oamenii de afaceri, această persoană era considerată capabilă să obțină orice informație. Și, din fericire, Vadim avea o relație foarte bună cu acest om. Așadar, văzând numărul pe ecranul telefonului, bărbatul s-a simțit încurajat și a răspuns imediat. Salut! Bună, frate! A răsunat o voce veselă la telefon. Ce mai faci? Pai, cam așa, a răspuns Vadim. Și ce se întâmplă? În vocea celui care vorbea a apărut un ton de nemulțumire afectată. Când trebuie să rezolve ceva pentru afaceri, imediat se adresează mie, dar când e vorba de probleme personale, nu mai are niciun semn. Ai ai ai, nu e bine. Mărturisesc, am greșit, a spus Vadim zâmbind. Da, frate. Chiar nu am vrut să te deranjez din cauza asta. Mai bine să spui din cauza acestei nimicnici. Nikita vorbea deja cu un ton obișnuit. Bine, acum asta nu mai contează. În fine, am verificat un pic tema ta și am descoperit un detaliu foarte interesant. Deci, oamenii aceia de la protecția copilului au fost. Băiatul a menționat un nume, iar Vadim a fluierat. Era o persoană destul de influentă. A fost o tăcere de câteva secunde. Apoi Vadim a întrebat: Și cum îl privește pe el această temă? Din câte știu, nu se cunosc cu Lydia. Aici ai dreptate, a răspuns interlocutorul după o mică pauză. Nu se cunosc cu Lydia, dar, după cum s-a dovedit, sunt foarte bine cunoscuți cu fostul ei socru. În ce sens? În sensul direct. Am răsfoit câteva documente și s-a dovedit că, la vremea respectivă, acești doi oameni au navigat pe aceeași navă. Adevărat, apoi drumurile lor s-au despărțit. Socrul Lidiei a rămas să lucreze pe mare, iar acest tip a plecat mai întâi în afaceri, iar apoi în structuri mai înalte. Și ce? Au continuat să comunice, nu? Asta e problema, că da. Și de unde știi tu? Frate, hai să rămână un mic secret comercial al întreprinderii mele. Se auzea cum interlocutorul râde. Adică, cu cât știi mai puțin, cu atât dormi mai bine, da? Vadim a zâmbit și el. Cam așa. Ascultă, Nikita, dar tot nu înțeleg. Bine, să presupunem că aceștia doi se cunosc cu adevărat. Dar de ce ar lua lui Evgeni Alexandrovici pe Lidia copilul? pur și simplu din răzbunare pentru locuința ocupată, sau cum? Aici este punctul principal pe care voiam să ți-l spun. În general, astăzi am dat peste un document interesant. Așa că, conform acestuia, la câteva ore după ce copilul a fost dus la casa de copii, deja fusese formulat o cerere de adopție. Îți dai seama cine este autorul. Dar nu-mi spune acum că este Evgeni Alexandrovici. Bine, nu spun, dar ai nimerit. Vadim nu s-a putut abține și izbucnit în râs. Apoi, după ce s-a mai liniștit, a întrebat. Dar lui de ce-i pasă? Ei bine, aici îmi pare rău, frate. Nu am învățat încă să pătrund în gândurile oamenilor. Deși ar fi fost, desigur, bine. A fost din nou o tăcere de câteva secunde. De data aceasta, Nikita a întrerupt -o. Ascultă, în general, nu știu ce se petrece în capul bătrânului, dar toate acestea nu sunt întâmplătoare. Așa că îți dau un sfat bun. Mai degrabă nu ție, ci vouă. Nu amânați rezolvarea acestei probleme. Pur și simplu, pensionarul nu va permite nimănui să adopte un copil fără un motiv întemeiat. Dar crede-mă, prietenul lui va încerca să accelereze acest proces. Așa că, ideal, trebuie să facem așa fel încât Lydia să-și găsească un loc de muncă cât mai repede, să-și cumpere o locuință și, ideal, să se căsătorească. Ce? Să mă căsătoresc? A întrebat Vadim. Da, frate, eu cunosc mai bine codul familiei decât tine, așa că crede o pe cuvânt. Acești oameni au început deja să adune informații, așa că veți putea să vă întoarceți copilul înapoi în familie doar în acest mod. Cu locul de muncă și locuința, asta este o problemă rezolvabilă, dar cu căsătoria? Aici nu sunt eu sfătuitor, fie căutăm un logodnic fictiv pentru ea, fie că te pui tu în genunchi. Dar spun din nou, nu amânați cu asta, dacă, desigur, Lydia nu-i pasă de copilul ei. Nu, desigur. Ei bine. Ah, da. Încă un moment important. Ai grijă, dacă afacerea voastră, să spunem, va avea succes, există o mare șansă ca acești oameni să înceapă să-ți răzbune. Fii pregătit pentru asta. Am înțeles. Mulțumesc pentru informație. Hai, nu te lăsa. Dacă e ceva, sună, scrie. Am primit. Nikita a închis apelul. Vadim a stat câteva momente lângă mașină. Trebuia să digere ceea ce a auzit, așa cum spunea eroul unei povești populare de Alexander Green. Da, Pantene, te-ai complicat. Situația lua o întorsătură nouă și nu tocmai plăcută. În trecut, Vadim credea că va putea să facă față tuturor acestor probleme cu forțele proprii. Acum totul se schimba radical. Aici erau implicați oameni prea serioși. Aceștia puteau face astfel încât afacerea lui să se prăbușească. Ce să facă? Să renunțe complet la idee. Să o lase pe Lydia în voia sorții. Nu. Să procedeze astfel, bărbatul cu siguranță nu putea. Chiar dacă ar pierde totul, nu o va părăsi pe fată. Și punct. Vadim s-a urcat în mașină. S-a întâmplat ceva? a întrebat Lydia, observându-i expresia gânditoare. Nu, totul e în regulă. Vadim a decis să nu-i spună fetei noutățile. Va avea timp mai târziu. Bărbatul a dus-o pe Lydia la apartament după care s-a îndreptat către Evgeni Alexandrovici. Nu credea că bătrânul va renunța la intențiile sale, dar dorea să afle motivul acestui fenomen ciudat. Poate că bătrânul chiar a nebunit. Atunci problema ar putea fi rezolvată prin psihiatrie. Desigur, din conversație nu a ieșit nimic, așa cum era de așteptat. Totuși, bătrânul l-a întâmpinat pe bărbat destul de prietenos. I-a oferit ceai l-a întrebat despre viața de zi cu zi. În general, o conversație standard între un tată și prietenul fiului său. Tonul comunicării a început să se schimbe rapid când Vadim a vorbit despre Demian și Lydia. Bătrânul a râs într-un mod ciudat, apoi a spus. Aha, așa stau lucrurile. Mă gândeam de ce Vadim, care nu a pus piciorul în casa noastră atâți ani, a decis brusc să mă viziteze? Ce, băiete, te-ai făcut îndrăgostit? Nu e vorba de asta, Evgeni Alexandrovici. Vreau doar să înțeleg totul. Și totuși cred că copilul ar trebui să crească alături de mamă, mai ales la o vârstă atât de fragedă. Dar eu nu cred așa. A strigat bărbatul. Ai văzut-o pe această nebună. Nu știe cum să se comporte cu un copil, aproape că nu face nimic prin casă. La început, eu, prostul, am avut milă de ea, am crezut că o să stea la mine o vreme, dar nici măcar nu s-a căutat un apartament. Cum a aflat de sarcină, a plecat de la muncă și s-a așezat pe umerii mei. Dar, pe de-o parte, nu a plecat de la muncă, ci a fost dat afară. Pe de altă parte, tot nu înțeleg legătura dintre faptul că ați dat-o afară din casă și decizia de a-l adopta pe Demian. Ce e de înțeles, Demian? Este o amintire despre Nicolae consideră-le carne din carnea mea. Nu este o amintire despre fiul decedat. Iar această nebună este complet străină și, în plus, o persoană nerecunoscătoare. Ai grijă, nu voi da nepotul nimănui. Nu este al ei, ci al meu. Eu îl voi crește. Voi face din el un adevărat marinar. Va deveni bărbat. Și mă va bucura în anii mei de bătrânețe. Înțeleg. Vadim a realizat că a continua conversația era, în principiu, inutil. Bărbatul s-a ridicat să plece, dar bătrânul l-a oprit. Ascultă, Vadim, a spus el cu o voce calmă, dar oarecum precaută, nu-ți doresc rău. Ești un băiat bun. Îmi amintesc cum te-ai împrietenit cu Nicolae. Dar ai grijă, nu voi da pe Demian nimănui. Dacă vei interveni, nu mă voi sfii. Crede-mă, dacă nu mă descurc singur, vor apărea ajutoare bune. Te-am avertizat, nu te băga în această problemă, ai înțeles? Vadim, fără să spună un cuvânt, a ieșit din casa bătrânului. Lydia, desigur, nu bănuia nimic despre această conversație. Se așeza liniștită în noul apartament. Viața părea că începea să se așeze treptat. Promiseseră că o vor angaja în câteva zile toate documentele necesare pentru asta erau adunate. În consecință, cele două mai obstacole în calea întoarcerii lui Demian în familie fusese eliminate. Fata se pregătea să meargă doua zi la autoritățile de protecție a copilului pentru a-l informa despre asta. S-a așezat în mașină după conversația cu bătrânul marinar, Vadim s-a gândit mult la ce să facă. Pe de-o parte, era chiar ciudat. A început să-i pese de soarta unei fete. Da. Este soția prietenului său. Da. A intrat într-o situație de viață foarte neplăcută. Da. Este foarte frumoasă, drăguță și bună. Dar, cu toată acestea, să pună totul în joc din cauza ei era cel puțin ciudat și logic. Bărbatul înțelegea perfect că, legându-se de astfel de oameni, risca să-și piardă afacerea, dacă nu mai mult. Și totuși. În general, în loc să meargă acasă, bărbatul a decis din nou să iasă natură. Trebuia să gândească totul bine. Mizele erau prea mari. Orice greșeală aici ar putea avea consecințe extrem de neplăcute. Așa că deciziile spontane erau categoric interzise. La o oră după aceea, Vadim era la baza de recreere. Spre surprinderea lui, l-a găsit acolo pe Nikita. Observându-le, Băiatul a zâmbit și a spus. Devi previzibil, tânăr. Iar tu, ca întotdeauna, nu încetezi să mă surprinzi. Vadim a decis să mențină tonul glumeț al prietenului. Știam că te voi găsi aici. Băiatul nu a încetat să zâmbească. Nu știu dacă să mă tem sau să mă bucur. Fă și una, și alta. Așa, acum că suntem aici, propun să bem puțin vin. Ce mai faci? Eu sunt la volan. Nu te teme, șoferul nostru ne va duce. Oricum trebuie să discutăm. Vadim a refuzat totuși alcoolul. Situația actuală necesita o minte clară și decizii raționale, ceea ce bărbatul știa foarte bine. Așa că, în timp ce Nikita bea încet vinul, Vadim sorbea ceai din plante locale. Prietenul i-a dat bărbatului vești importante prin unele canale, a aflat că Evgeni Alexandrovici i-a cerut unui prieten din alta societate să accelereze procesul de adopție, iar asta s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă. Vadim a corelat faptele și a tras concluzia logică că bătrânul, probabil, a sunat prietenul său imediat după conversația cu el. Dar veștile nu s-au oprit aici. Nikita a raportat că oamenii prietenului lui Evgeni Alexandrovici au început să sape încet sub afacerea lui Vadim. Se pare că bătrânul, Împreună cu prietenul său, pregătea un plan B, iar asta deja îl îngrijora cu adevărat. Bărbatul înțelegea perfect că, dacă va începe o confruntare reală, șansele lui în această luptă erau, de fapt, foarte mici. După ce Nikita a relatat toate veștile, prietenii au tăcut câteva momente. Vadim analiza situația. Nikita se lupta cu o altă sticlă de vin. În cele din urmă, băiatul a întrebat: ei bine, Vadim, ce intenționezi să faci? Nu știu, sincer, a spus Vadim, apoi a înjurat puternic. Aș spune că nu știu. Nikita zâmbit, apoi a continuat cu un ton mai serios. În general, așa, prietene. Opțiunile tale nu sunt chiar atât de multe. Prima renunță complet la fata asta. În principiu, nu va fi nimic grav în acest caz. Ei bine, va trăi puțin fără copilul ei. Și apoi, cine știe, poate bătrânul va muri, sau poate reușești să te înțelegi cu el, astfel încât să asigure măcar întâlniri între mamă și copil. Ei bine, apoi, cine știe, poate se va putea face ceva. Dar asta este, de fapt, trădare, a spus Vadim. Frate, tu care ai ani de zile de afaceri, ai uitat regula principală. Dacă ceva îți împiedică să-ți desfășori activitatea și să obții profit, elimina cel ceva înainte să fie prea târziu. Nu pot să fac asta. Ești un prost. Și nu doar un prost, ci un prost specific. Atunci, prietene, îți rămâne doar opțiune. Caută-i un logotnic pentru iubita ta și pur și simplu grăbiți să completați documentele pentru a lua copilul din adăpost. Dar te avertizezi din start. Te expui la un mare risc. Consecințele în acest caz sunt imprevizibile. Știi bine, acest om nu iartă pe cei care îi stau în cale. Știu. Ai grijă, acolo nici eu nu te pot ajuta. Înțeleg. Oh, ce prost ești, vadim. Bine, decizia este a ta. O respect, chiar dacă nu o susțin, dar îți dau un sfat. Dacă nu te răzgândești, Pregătește-ți căile de retragere. Acești oameni te vor lăsa fără niciun cămașă, dacă nu mai rău. Bine, asta este deja treaba ta, eu nu mă bag. Bărbatul a agitat resturile de vin în pahar, le-a băut dintr-o dată și cu o voce vesel a spus. Totul, ajunge cu afacerile, ne-am întâlnit pentru prima dată după o veșnice, hai să stăm măcar o seară ca doi vechi prieteni, nu ca doi oameni de afaceri la o întâlnire de afaceri discuțiile despre afaceri nu au mai fost continuate. Bărbații și-au amintit de vremurile trecute, au râs de ceva, apoi s-au alăturat turiștilor care, după un traseu dificil, sărbătoreau acest lucru. Cântând, o melodie veselă la foc. Lydia s-a trezit cu un sentiment ciudat. Parcă totul era în regulă, dar ceva și șoptea că astăzi va fi o zi foarte importantă. Fata nu știa ce să gândească, i se întâmpla asta pentru prima dată. Nu avea o intuiție foarte dezvoltată, nu credea în preziceri și toate celelalte, dar sentimentul nu o părăsea în timp ce se spăla și lua micul dejun. În cele din urmă, fata pus asta pe seama nervilor cauzate de evenimentele recente. Vadim, așa cum promisese, a venit să o ia la prânz. Totuși, arăta puțin ciudat. Cercuri sub ochi, un aspect obosit. Se părea că bărbatul nu a dormit de câteva zile. Așa ceva nu mai văzuse fata niciodată. Așadar, când s-a așezat în mașina lui, nu a rezistat și a întrebat ce s-a întâmplat. Bărbatul, gândindu-se puțin, a răspuns că trebuie să vorbească. Apoi a spus totul. De fapt, nu chiar totul. Bărbatul a spus că a aflat de la prietenul său despre condițiile probabile pentru întoarcerea lui Demian. I-a povestit despre comploturile socrului ei. I-a spus că termenele sunt strânse și că trebuie să acționeze imediat, înainte ca bătrânul să intrecă. Singurul lucru despre care Vadim nu i-a spus Lidiei a fost cei amenința pe el personal. Bărbatul a petrecut într-adevăr toată noaptea fără somn și, în cele din urmă, a decis să facă totul pentru Lidia, iar apoi, ce va fi, va fi. Fata, auzind povestea lui, s-a făcut serioasă. A tăcut, probabil, câteva minute. Apoi a spus. Da, naiba, nu e mai ușor. Nu avea sens să se îndoiască de cuvintele bărbatului. Nu era genul de om care să glumească cu astfel de lucruri. Și fata știa foarte bine asta. Gândindu-se puțin, a continuat. Bine, să presupunem că apartamentul poate fi luat în ipotecă. Deși, sincer, mă îndoiesc foarte mult că vreun bancă îmi va oferi un astfel de credit. Dar, naiba, de unde să găsesc un soț în câteva zile? Ascultă, Vadim, dintr-un motiv oarecare, a început să-i fie greu să vorbească. Eu. Eu. Pot să-ți propun o căsătorie fictivă? Lydia s-a uitat la el cu ochi surprinși. Bărbatul s-a simțit puțin jenat. Înțelegi absurditatea situației. Dar, cu toate acestea, Vadim a reușit să găsească puterea să continue conversația. Și nu te gândi că e ceva neregulă. Căsătoria va fi cu adevărat fictivă, adică fără toate celelalte. Doar un ștampil în pașaport și un nou statut oficial, nu mai mult. Ascultă, Vadim, fata a uitat puțin înainte de a continua. Înțeleg, ești un prieten vechi și toate celelalte, dar explică-mi, de ce-ți pasă ție? ai cu siguranță viața ta personală. Vreau doar să ajut, a spus bărbatul aproape în șoaptă. Da, înțeleg cât de absurd este totul, dar cu toate acestea. Desigur, cuvântul cheie este întotdeauna la tine. De data aceasta, fata a tăcut timp de câteva minute, procesând toate informațiile primite. Pe de o parte, Vadim avea dreptate. Dacă totul se desfășoară exact așa cum spune el, atunci, singura șansă de a-l aduce înapoi pe Demian este să creeze o familie completă. În acest caz, autoritățile de protecție a copilului se vor orienta nu doar după venitul ei, ci și după venitul soțului ei. Iar la Vadim, din câte știa Lydia, nu erau probleme mari în acest sens. Dar, pe de altă parte, totul era cel puțin ciudat. Da, cu Vadim au comunicat de mult timp. Da, pur și simplu pe plan uman, îi plăcea. Da, bărbatul era frumos. Dar să se căsătorească cu el. Oh, oh, oh. Fata încerca să cântărească toate argumentele pro și contra. În cele din urmă, după un timp, a acceptat propunerea lui Vadim. Și doar după aceea, spre surprinderea ei, a descoperit că în sufletul ei apărea o bucurie inexplicabilă. Parcă cineva din puteri superioare îi spunea că a făcut totul corect. Și din nou, spre surprinderea ei, Vadim nu a întârziat deloc. La doar o oră după aceea, erau deja la oficiul stării civile. După încă o oră, au devenit oficial soț și soție. Vadim a folosit unele dintre contactele sale, așa că nu au trebuit să aștepte termenul stabilit de lege. De la oficiul stării civile, au mers direct la biroul de protecție a copilului care devenise deja detestabil pentru Lydia. Reprezentanții șocați ai autorităților de protecție a copilului au trebuit să le explice mult timp că această schimbare bruscă a statutului familial al fetei era legată de sentimentele care s-au trezit. Vadim a inclus în mod evident rolul îndrăgostitului și a declarat că au planificat totul dinainte, că s-au întâlnit de multe luni. Ei bine, toate acestea păreau foarte convingătoare, așa că, se pare, chiar i-au crezut. Cel puțin le-au acceptat documentele, ceea ce nu putea să nu-i bucure. În aceeași seară, Lidia a devenit proprietara unui apartament superb cu două camere în centrul orașului. Vadim l-a trecut pe numele fetei. Totuși, Lidia nu a înțeles prea bine de ce a fost nevoie de asta. La întrebarea directă, Vadim a răspuns evaziv. A spus că cine știe ce se poate întâmpla, iar tu, totuși, vei fi asigurată cu un loc de trai. Numai după toate acestea, cuplul proaspăt căsătorit a reușit să găsească timp să meargă la restaurant și să sărbătorească nunta lor. Desigur, de fapt, după toate agitațiile zilei, le era pur și simplu foame. Și le era lene să gătească, așa că au decis să viziteze un local. Totuși, cine a fost oarecum stricat de faptul că, în timpul schimbării felurilor de mâncare, au fost sunați de Evgeni Alexandrovici. Bărbatul amenința cu pedepse teribile, strigând că nu le va da copilul. În general, în cinci minute de conversație, au aflat multe lucruri noi și bune despre ei. Lydia s-a mirat cum a aflat bătrânul atât de repede despre toate. Vadim, întunecându-se pentru o clipă, a spus că nici el nu-și dă seama de unde are fostul socru al fetei astfel de informații. Totuși, pentru orice eventualitate, a propus să doarmă împreună timp de câteva zile. Acest lucru era necesar pentru ca angajații organelor de protecție a copilului și spionii bătrânului să nu bănuiască că căsătoria lor era, de fapt, fictivă. Fata s-a rușinat la început, dar apoi a acceptat. Înțelegea că argumentele lui Vadim sunau destul de logic, iar șansa ca cineva să le urmărească era totuși prezentă. Trebuie spus că bărbatul s-a comportat cu adevărat ca un gentleman și, în plus, foarte gândit. Când au intrat în bloc, Cuplul putea fi cu adevărat confundat cu niște tineri căsătoriți. Se țineau de mâini, se îmbrățișau și, din când în când, făceau pe cei care se sărută. Totuși, Lydia era oarecum surprinsă de faptul că în brațele lui Vadim nu simțea rușine, ci altceva. Fata pus asta pe seama excitației nervoase cauzate de evenimentele din ziua precedentă. Până la urmă, nu se căsătorește în fiecare zi pentru a-și salva fiul. În apartament, Bărbatul i-a arătat Lidiei unde se află lucrurile, apoi s-a dus să doarmă în cealaltă cameră. Desigur, fata se temea puțin că Vadim s-ar putea răzgândi și ar putea decide să profite de statutul său de soț. Dar, din fericire, toate aceste temeri s-au dovedit a fi nefondate. Bărbatul a dormit liniștit în camera lui toată noaptea, iar dimineața a pregătit chiar un mic dejun pentru Lidia. Apoi, totul a început să se desfășoare ca într-un vârtej nebun. Lydia se adapta la nou loc de muncă. Din fericire, șefii nu încărcau prea mult cu comenzi, deci fata bănuia că se întâmplă exclusiv din cauza dispoziției lui Vadim. Tinerii căsătoriți vizitau aproape în fiecare zi organele de protecție a copilului. Acolo, lucrurile nu decurgeau atât de lin pe cât și-ar fi dorit. Se părea că cineva le stă în cale, așa cum, de altfel, se întâmpla în realitate. Uneori, Lidiei și lui Vadim li se spunea că le lipsesc anumite acte, alteori trebuia să viziteze instanțe suplimentare sau altceva. În general, aveau destule gris. Și, pe deasupra, Evgeni Alexandrovici s-a activat. El suna aproape în fiecare zi pe unul dintre soți, uneori amenințând și strigând. Alteori, cu o voce calmă, cerea să le fie dat copilul. Desigur, nimeni nu reacționa la cererile lui. Totuși, Lydia a început să observe că Vadim venea acasă de la muncă uneori cu o expresie sumbră. Și acasă, el petrecea mult timp la telefon. De asemenea, de câteva ori, fata a auzit că vorbea cu cineva fie în engleză, fie în franceză, fie în altă limbă. Lydia, care cunoștea limbile străine destul de mediocru, nu putea înțelege despre ce vorbește bărbatul. Și se întrebe direct, cumva, se rușina. Cine știe? poate că Vadim ar spune că se bagă în treburile altora. Și totuși, tinerilor căsătoriți le-a reușit să-și atingă scopul principal. La câteva săptămâni după începutul tuturor acestor evenimente, în casa au început să se audă în sfârșit strigăte vesele de copii. Lydia era în culmea fericirii. Vadim era, de asemenea, bucuros. Au reușit. Au reușit. În sfârșit, totul era în urmă. Cel puțin, așa credea Lidia. A mai trecut aproximativ o lună. În acea zi, Vadim a venit acasă de la muncă, mai ales sumbru. În hol, a privit timp de câteva minute într-un punct fix. Lidia nu s-a putut abține și a întrebat ce s-a întâmplat. Bărbatul, parcă realizând în sfârșit că nu este singur aici, a zâmbit forțat, a spus că totul este în regulă și a mers să cina. Totuși, după un timp, a intrat în camera Lidiei și, cu un ton vinovat, a spus că, se pare, va trebui să se mute în alt oraș pentru câteva luni. Fata s-a mirat foarte mult de asta. Până la urmă, cu Vadim, totul mergea bine. Trăiau ca niște vecini buni, nu se certau niciodată, se ajutau mereu unul pe altul. Și, în general, Lidia avea impresia că relația lor s-a îmbunătățit în ultima vreme. Și trebuie spus că fata nu era împotriva de a trece la un nou nivel. Îi plăcea din ce în ce mai mult de Vadim. Fata nu putea să se mintă pe sine, așa că trebuia să recunoască acest fapt. Și, judecând după cum se comporta, Vadim nu era deloc indiferent față de Lydia. Și acum, o astfel de declarație ciudată. Desigur, fata a întrebat despre motive. Bărbatul a început să o asigure că aceasta are legătură în primul rând cu afacerea. Se pare că firma lui a deschis un nou birou în alt oraș și are nevoie ca, în primele etape, acolo să lucreze o persoană de încredere. Bărbatul a spus că nu vrea să vadă pe nimeni altcineva în afară de Lydia. Potrivit afirmațiilor lui, se părea că aceasta era, de fapt, pentru câteva săptămâni sau luni. După aceea, fata putea să se întoarcă înapoi în orașul lor și ar fi început să trăiască la fel ca înainte. Sub presiunea unor astfel de argumente, Lydia a cedat. Știa că firma lui Vadim se extinde activ, așa că nu era nimic surprinzător în asta. O singură problemă o deranja. Noul birou se afla practic la celălalt capăt al țării. A doua problemă era că Vadim îi cumpărase acolo un apartament. La obiecția ei, bărbatul a zâmbit, am îmbrățișat-o strâns și a spus că pur și simplu nu vrea ca soția lui să sufere în apartamente închiriate sau hoteluri, mai ales cu un copil. Chiar a doua zi, Vadim a dus-o pe Lydia și pe Demian la avion. Și părea că totul era ca de obicei, doar că Lydia avea o senzație puternică că se despart pentru mult timp. Fie că bărbatul se comporta astfel, fie că era altceva. Fata nu putea să explice așa că a pus totul pe seama faptului că propunerea de mutare a fost mult prea neașteptată pentru ea. În capul ei se învârteau tot felul de gânduri neclare. La noul loc, Lydia s-a adaptat destul de repede. A trebuit să angajeze o bonă pentru copil, dar cu nivelul actual de salariu al fetei, aceasta nu era o problemă. Colegii s-au dovedit a fi prietenoși, iar șeful nu era rău, deși era exigent. Fata a intrat rapid în ritmul de lucru. Inițial, se suna cu Vadim aproape în fiecare zi. Totuși, cu timpul, apelurile au devenit din ce în ce mai rare, iar apoi au încetat complet. Când tinerii s-au sunat ultima dată, Lydia i s-a părut că vocea bărbatului era oarecum obosită. Inițial, Lydia nu a dat importanță acestui lucru. Până la urmă, știa că Vadim se dăruiește total muncii. Așa că, atunci când el nu a sunat la ora obișnuită, Lydia nu a acordat o atenție deosebită. Totuși, când, după câteva zile, a încercat să-l sune pe soțul ei și nu a reușit, în sufletul ei a început să răsară primele semne de neliniște. Mai mult, într-o zi, lucrând cu documentele, fata a descoperit cu groază că nu există nicio mențiune despre Vadim în listele conducătorilor companiei. Șeful i-a confirmat temerile. Filiala era deschisă de o firmă asociată, iar ea, se pare, fusese angajat aici, deși la cererea lui Vadim, dar printr-o altă persoană. În plus, șeful a recunoscut cu jenă că bărbatul i-a cerut să nu-i spună fetei despre această mică întârziere până în ultimul moment. Lydia a fost șocată și pur și simplu nu înțelegea ce se întâmplă. Unde a dispărut Vadim? De ce a trimis-o să lucreze, practic, într-o companie străină? De ce a decis brusc să facă totul pentru ca ea să nu se întoarcă în orașul lor? Poate că și-a găsit acolo o fată și pur și simplu nu vrea ca soția lui fictivă să-i stea în cale. Ce să mai? O variantă destul de logică. Dar ar fi putut să explice măcar. Ar fi înțeles, sincer. Dar de ce să ignore pur și simplu? În cele din urmă, fata nu a mai rezistat. A angajat o bonă pentru o săptămână, după care a cumpărat un bilet de avion spre orașul lor. Trebuia să se lămurească cu tot ce se întâmplă, pentru a, cum se spune, a pune toate punctele pe ei, Lydia stătea deja în aeroport așteptând zborul ei. Când, deodată, un bărbat care trecea pe lângă ea s-a oprit, s-a uitat mai bine și, zâmbind fericit, s-a îndreptat spre ea. Fata l-a recunoscut. Era Nichita, cu care Vadim a reușit să o prezinte încă în primele săptămâni după nuntă. Lidia, ești tu? a spus băiatul cu bucurie. Eu a răspuns fata numai puțin bucuros. Nu te-am văzut de o sută de ani. Nikita s-a așezat lângă ea. Ce mai faci? Unde zbori? Păi, m-am gândit să-l vizitez pe Vadim, a mărturisit Lydia. Nu pot să-l sun deloc. Mă îngrijorez. A. Bărbatul s-a făcut brusc sumbru. Ascultă, cred că nu ar trebui să faci asta. De ce? S-a mirat sincer fata. În general, bărbatul a uitat puțin cu răspunsul. În esență, Vadim nu este în oraș, și ce v spune că nici în țară nu este. În ce sens? Să spun că fata s-a mirat este puțin spus. Oh! În general, părea că băiatului era greu să vorbească. În general, afacerea lui a dat faliment, și mă tem că asta este doar o parte din probleme. Ce? Fata era deja în stare de șoc total. Așa, Nikita, hai, nu te mai furișa, spunem. Este o poveste lungă. Așa, după cum se pare, nu mă grăbesc nicăieri. Oh, bine, oricum am venit aici ca să-ți povestesc toate acestea. Așa că ascultă. Așa cum a avertizat Nikita, problemele lui Vadim au început aproape imediat după nuntă când a devenit clar că bărbatul nu intenționează să renunțe la planurile sale de a readuce pe Demian în familie, a început să-l preseze. La început, la biroul său a venit unul dintre oamenii bunului său prieten Evgeni Alexandrovici. A comunicat politicos, dar fără apelativ. Bărbatul i-a sugerat să renunțe la planurile legate de copil și să permită bătrânului să-l ia. Așa cum susținea vizitatorul, în caz contrar, Vadim avea să aibă mari probleme. Bărbatul a răspuns, de asemenea, politicos, că, în opinia lui, copilul ar trebui să crească cu mama sa, nu cu un bătrân care, în plus, nu are niciun drept asupra lui. Vizitatorul a fost de acord cu argumentele, dar totuși a sugerat lui Vadim să se gândească din nou înainte de a lua o decizie finală. După aceea, atacurile au încetat pentru o lungă perioadă de timp. Vadim a început chiar să spere sincer că cei puternici ai lumii s-au liniștit în sfârșit din păcate, nu a fost deloc așa. Când tinerii căsătoriți au reușit să recupereze copilul, la biroul bărbatului a venit deja Evgeni Alexandrovici în persoană. Bătrânul a început imediat să-l insulte. Ce, măi puști, nu ai înțeles avertizările? Am vrut să rezolv totul pe calea mea bilă, dar tu... Ei bine, acum pentru tine. Și ție bună ziua, Evgeni Alexandrovici, a răspuns Vadim la această tiradă. Cum era de așteptat, noul salut părea să răcească puțin arderea bătrânului. S-a așezat în fața băiatului, l-a privit atent în ochi și a spus cu o voce mai calmă. Vadim, te-am avertizat. Ești un tip normal, rațional, dar de ce ai nevoie de aceste probleme? Înțelegi foarte bine cu cine te asociezi. Îți ofer ultima dată. Hai să rezolvăm totul pe calea mea dăm copilul și totul va fi bine. Îi voi asigura întâlniri cu mama. Să presupunem că se vor vedea o dată pe lună. Apoi, când băiatul va crește, poate vom mai găsi o soluție. Evgeni Alexandrovici Dar nici tu nu ești prost. Înțeleg dacă Demian ar avea 14 ani, atunci el ar putea alege singur cu cine să trăiască. Dar acum, unde te ba? El este încă un copil, are nevoie de îngrijire și dragoste maternă. Scuză-mă, dar nu ești în stare să-i oferi asta acum. Nu te vei descurca cu toate aceste scutece, dinții care ies, băi și altele. Nu vreau să te jignesc, Evgeni Alexandrovici. Mama băiatului este mai necesară acum decât bunicul. Înțelegi? Bine, a spus bătrânul, ridicându-se de pe scaun văd că nu vrei să înțelegi pe calea bună. Ei bine, atunci îmi pare rău. Vadim, te-am avertizat. Și după asta a început. Tovarășul Evgeni Alexandrovici și-a mobilizat relațiile și a început pur și simplu să se răzbune pe Vadim. Totul a început cu controale neplanificate, cine nu a fost la birou. Fiscul, pompierii, sanepidul și mulțime de alte servicii. La Vadim era totul în regulă, Așa că s-au putut agăța doar de detalii. Atunci au început să-l pună în situații dificile. Fie un client îi aducea un produs de proastă calitate, fie muncitorii de pe unul dintre șantiere făceau grevă, fie se aprindea o cameră de depozitare, fie altceva. Inițial, Vadim a crezut că se va descurca cu toate aceste neplăceri. Totuși, curând a devenit clar că forțele erau prea inegale. Bărbatul reușise să transfere o parte din banii câștigați în conturi externe și să facă astfel încât nimeni să nu poată ajunge la ele. Până la urmă, Vadim înțelegea că are nevoie de un oarecare colac de salvare pentru zile negre. Și ca cele zile negre se apropiau, bărbatul nu mai avea nicio îndoială. Dar ceea ce îl îngrijora cel mai mult pe Vadim erau Lydia și Demian. În cele câteva luni în care au fost căsătoriți, bărbatul, sincer vorbind, Reușise să se îndrăgostească nebunește de fată și să dezvolte o simpatie sinceră pentru copil. Și nu voia deloc ca din cauza problemelor lui să sufere oamenii dragi inimi sale. Înțelegând în perfect că afacerea se prăbușește și bănuit că aceasta este doar începutul, a sunat unul dintre prietenii săi care lucra la celălalt capăt al țării. I-a explicat situația și a cerut să o angajeze pe Lydia în compania lui și, dacă este posibil, să-i ofere tot sprijinul. În același timp, Vadim a cerut cu insistență să se facă astfel încât fata să nu afle nimic până în ultimul moment. Nu voia ca ea să se îngrijoreze. Bărbatul, ghidându-se după logica sa, a decis că e suficient cu toate aceste șocuri legate de socru. Nu era nevoie să o îngrijoreze în plus. În general, Vadim a încercat să facă tot ce a putut pentru a-i asigura măcar un viitor. Așa că, atunci când compania bărbatului a început să se destrame, Fata era deja în alt oraș și nu știa nimic despre asta. Vadim, cât a putut, a încercat să pară că totul este în regulă. În realitate, lucrurile nu stăteau deloc așa. Curând a devenit evident că nu va reuși să-și salveze compania. Vadim a perceput înfrângerea cu demnitate. Dar au decis să-l distrugă complet. Înainte de închiderea ultimei filiale, bărbatul a fost vizitat de însuștovarășul Evgeni Alexandrovici. Atunci au avut o discuție scurtă, dar concisă. Ei bine, salut, Vadim! Și dumneavoastră să fiți sănătos! Bărbatul a fost surprins că o astfel de personalitate a venit la el. Și, trebuie spus, se pregătea pentru ce e mai rău. Ei bine, ești mulțumit de roadele muncii tale! a întrebat bărbatul cu ironie. Întrebare retorică, a răspuns Vadim. La care bărbatul a râs, dar apoi, brusc, s-a oprit și a spus: Ei bine, umorul nu ți-a dispărut. E bine. Ascultă-mă, prietene. Cum crezi, din ce ai pierdut afacerea? Din cauza unei femei. Vadim a ridicat doar din numeri, așa că, neavând răbdare să aștepte un răspuns, interlocutorul a continuat: Nu, nu din cauza unei femei. De fapt, te respect că nu ți-ai predat pozițiile. Dar ai făcut o greșeală de la bun început. Ai refuzat să mă îndeplinești cererea. Atunci nu te-am amenințat, doar te-am rugat. Ai fi putut să vii la mine, am fi discutat situația. Dar tu nu ai făcut asta. Așa că acum culegi roadele." Vadim a continuat să tacă. Și ce, de fapt, ai putea spune aici?" Între timp, interlocutorul a continuat. Nu voi atinge femeia ta, nu te îngrijora. Dar pe tine nu vreau să te mai văd aici. Și am în vedere, dacă încet să-ți construiești afacerea undeva în altă parte, te voi găsi din pământ. Și atunci vom vorbi deja altfel. Băieții mei aveau toate motivele să te lovească. Nu le-am permis, dar totuși, un bun sfat pentru tine. Nu mai deranja ochii altfel m-aș putea răzgândi. Ai înțeles? După asta, interlocutorul a plecat. La început, Vadim a privit cu scepticism această amenințare. Ei bine, nu vor merge acești tovarăși la un asemenea pas, nu-i așa? Din păcate, au făcut-o. De câteva ori, Vadim a primit amenințări deschise, iar apoi băiatul a fost pur și simplu așteptat lângă casă și apoi aproape că s-a întâmplat o nenorocire. Nichita tăcut. Lidia i-a dispărut darul vorbirii de la știri. În general, atunci Vadim a reușit cu greu să scape de ei, iar apoi s-a întâlnit cu mine. M-a rugat să-i transmit că este bine, dar că va dispărea pentru o vreme. A trecut o vreme de liniște. Apoi Lidia a întrebat timid. Dar unde a dispărut? Nu știu. Și mi se pare că nimeni nu știe acum, înțelegi? aceștia sunt oameni periculoși. Personal, nu aș risca să le stau în cale, înțelegi? Și el, se pare, a făcut asta pentru. Da. Da, da, da. Pentru tine. Doamne. Știi, de când a început această poveste cu Demian, s-a schimbat mult. Da, a avut parte de multe, nu contest, dar crede-mă, nu l-am văzut niciodată atât de fericit. Când era lângă tine, părea că ceva s-a prins în el. Mi se pare că s-a îndrăgostit de tine până peste cap. Dar, dintr-un motiv oarecare, nu a reușit să recunoască, nu-i așa? Asta înseamnă că eu l-am pus în această situație. Pe ochii fetei au început să-i apară lacrimi involuntare. Asta înseamnă că el a îndurat totul din cauza mea. Asta înseamnă că Lydia nu mai putea vorbi un nodi s-a format în gât. Lacrimile i-au acoperit ochii. Nikita a observat asta și a început să o liniștească. Hei, Lydia, ce ai? El nu a făcut toate acestea din cauza ta, ci pentru tine. Crede-mă, acestea sunt lucruri puțin diferite. Dar unde? Unde a plecat? Așa cum am spus, nu știu deși ultima dată l-am văzut când trecea prin controlul de îmbarcare spre Bangladesh. Dar ce v spune că aceasta este doar o stație intermediară. Desigur, Vadim nu a mers în Bangladesh. A stat mult timp să se gândească dacă ar trebui să plece sau nu. Apoi a realizat că a trecut pe calea unor oameni foarte serioși. Ei nu vor lăsa lucrurile așa. Și aici nu mai conta nici măcar cauza principală, ci principiul în sine distruge pentru că alții să se teamă. Așa că era clar că avea două opțiuni, să se retragă undeva în pădure sau, măcar pentru o vreme, să părăsească țara. Desigur, ar fi putut încerca să rezolve problema prin intermediul autorităților, dar Vadim nu dorea să facă asta. Așa că ales varianta de a părăsi țara. Un singur lucru îl îngrijora Lydia. Așa că, în timpul ultimei întâlniri cu Nikita, i-a dat o parte din economiile rămase și l-a rugat să aibă grijă de fată. Bărbatul a promis că, dacă va simți vreo amenințare, Lidia va fi imediat scoasă din țară împreună cu copilul. Vadim nu avea niciun motiv să se îndoiască de cuvintele lui Nichita. Totuși, mai târziu, bărbatul s-a gândit și a decis să fie precaut. I-a dat prietenului restul economiilor și l-a rugat să încerce, în câteva luni, să vorbească cu Lydia și să o convingă, pentru orice eventualitate, să se mute în altă țară. Nu se știe niciodată ce se poate aștepta de la acești oameni. Deși au spus că nu o vor atinge. Dar cum va fi în realitate, cine știe? Nikita a promis că va îndeplini cererea prietenului, așa că, deși cu o greutate în inimă, s-a urcat în acel avion. Sub au trecut câteva continente, mări și oceane mărețe. A fost nevoit să facă câteva escale în diferite țări, până când, în cele din urmă, bărbatul a aterizat într-o țară frumoasă, dar foarte îndepărtată. Aici a decis să se stabilească pentru o vreme. Cât de mult? Vadim nici el nu știa răspunsul la această întrebare. Viitorul său îi se părea prea neclar. Tânărul spera doar la un lucru, că aici, cel puțin, nu-l vor găsi. Să plece în lumea, cea mai bună nu-i plăcea deloc. Bărbatul lui mergea bine și așa dar ce să facă mai departe? Vadim chiar nu știa. Bani ar fi trebuit să fie suficienți pentru început. Și apoi. Ce va fi apoi? Nu era clar. După acea discuție cu Nikita, Lydia a intrat într-o stare de confuzie pentru o vreme. A fost nevoită să ia câteva zile libere. O îngrijora soarta lui Vadim. O îngrijora propriul ei viitor. Dar ce se va întâmpla dacă fostul socru decide să o găsească aici? Ce va face atunci? Au trecut câteva săptămâni de la acea întâlnire memorabilă. Viața a continuat în ritmul ei, dar sentimentul de anxietate nu a dispărut. Lydia bănuia că este doar nervozitate. Totuși, soarta ei părea să facă niște piruete ciudate. Și totul părea că abia începea să se așeze. Ciudat, Nikita a decis să rămână pentru o vreme în orașul lor. Și au început să se vadă destul de des. De fapt, se comportau cu adevărat ca niște vechi prieteni. Discutau despre diverse lucruri, se plimbau prin oraș, uneori savurau ceai unul la altul. Tânărul povestea despre călătorile sale în străinătate. Totuși, Lydia avea uneori impresia că el observă prea atent pe reacțiile ei la astfel de povești. Mai mult, tânărul a început să întrebe din ce în ce mai des ce țări îi plac. Astfel de discuții, de fapt, o speriau puțin. Lydia nu avea aproape deloc experiență în călătorile în străinătate, așa că nu putea spune nimic concret. Totuși, vorbea cel mai des despre o țară minunată, dar foarte îndepărtată. Cândva, în copilărie, se fascinase de cultura ei și era fascinată de peisajele de acolo. Totuși, nu reușise să ajungă acolo, era prea departe și nu avea un motiv anume. Totuși, în curând a apărut un motiv. Dintr-o întâmplare, compania la care lucra Lydia a decis să deschidă un filial la tocmai în acea țară. Se planificase trimiterea a 10 angajați ai firmei, așa că a fost anunțat un concurs. Conducerea evalua profesionalismul angajaților săi și calitatea lor morală. Selecția a durat două săptămâni. Lydia a fost printre norocoși. Chiar înainte de plecare, s-a întâlnit cu Nikita. Au petrecut mult timp despărțindu-se. La final, el i-a sugerat ca, odată ajuns în țară, să nu ente și să aplice pentru cetățenie pentru ea și copil. Nikita a explicat chiar de ce ar trebui să facă asta. Totuși, Lydia a avut impresia că tânărul nu a spus totul. El a promis, de asemenea, că, dacă Vadim va părea în absența ei, va informa imediat despre locul unde se află soția lui. În general, totul a decurs rapid și oarecum haotic. Când s-a urcat în avion, fata nu avea idee cât de mult părăsește Rusia. Primele câteva săptămâni după fuga s-a grăbit în străinătate, Vadim s-a odihnit pur și simplu. Totuși, trebuia să se recupereze puțin din punct de vedere moral. A trecut prin prea multe în ultimele luni. Marea caldă și natura tropicală au contribuit la acest lucru. Totuși, bărbatul nu era din acei oameni care iubesc să stea fără nimic de făcut pentru mult timp. Așa că, în curând, Vadim a început să se gândească la ce să facă mai departe. La început, a decis să urmeze calea obișnuită pentru el și să organizeze aici un fel de afacere care să aducă un venit stabil. Din păcate, s-a dovedit că nu era atât de simplu, dacă nu chiar imposibil. În primul rând, bărbatul nu cunoștea particularitățile pieței locale, ale produselor și serviciilor. Așa că primele încercări i-au adus doar pierderi. În al doilea rând, bariera lingvistică a fost un obstacol. Bărbatul învăța rapid limbile străine. Dar totuși, asta necesita ceva timp. Se putea exprima cu localnicii pe teme generale, dar pentru negocieri de afaceri, abilitățile sale lingvistice erau evident insuficiente. Și, în al treilea rând, bărbatul a realizat rapid că economiile sale nu erau suficiente pentru a deschide o afacere proprie. A reușit să transfere prea puțin bani în conturile externe înainte ca birourile sale să fie închise. Situația se contura într-adevăr neplăcută. O anumită sumă de bani o păstra pentru zile negre, dar nici măcar aceasta nu ar fi fost suficientă decât pentru câteva luni. Asta însemna că trebuia să caute un loc de muncă. Dar unde să meargă? Managerii și conducătorii nu erau necesari aici. Practic, trebuia să caute un loc de muncă legat de muncă fizică. Și aici Vadim a realizat cu groază că, după atâția ani în afaceri, aproape că uitase cum să lucreze cu mâinile. Totuși, în ultimii ani, se ocupase în principal cu elaborarea proiectelor, rezolvarea problemelor cu clienții, găsirea de clienți noi și așa mai departe. Dar aici, aceste cunoștințe și abilități nu puteau aduce niciun beneficiu. O întâmplare l-a ajutat să iasă din această situație. Odată, bărbatul se plimba pe malul oceanului. Îndepărtându-se de locurile turistice, a observat că niște pescari încearcă să scoată o barcă grea pe țărm. Vadim nu a putut rămâne indiferent și a decis să ajute. Cu eforturi comune, embarcațiunea a fost scoasă pe țărm și fixată cu ajutorul unor suporturi pescarii, ca semn de mulțumire, au decis să-l răsfețe cu un fel de mâncare națională din captura proaspătă. În timp ce o pregăteau, au început să discute. Lucrătorii mării s-au dovedit a fi oameni surprinzător de plăcuți. Așa că Vadim nu a observat cum, în dialectul local, le-a povestit în linii mari despre nenorocirea care l-a lovit. După ce au auzit povestea lui Tristă, pescarii au discutat un timp în dialectul pe care bărbatul nu-l înțelegea deloc așa că doar după emoțiile lor putea să-și dea seama că lucrătorii mării discutau ceva activ. Periodic, înclinările către el îi dădeau de înțeles că se vorbește despre el. Așa s-a și dovedit. După ce s-au consultat timp de aproximativ cinci minute, pescarii au propus brusc să se alăture echipei lor. Șeful a promis să-l ajute cu documentele necesare pentru a nu fi expulzat din țară pentru încălcarea legislației migraționale. Pescarii nu promiteau bogății, dar spuneau că va fi suficient pentru a trăi. Oferta era mai mult decât tentantă, dar înainte de a accepta, Vadim a spus deschis că nu a fost niciodată pe mare cu astfel de embarcațiuni. Și că se obișnuise deja să nu facă muncă fizică, dar a promis că va încerca din toate puterile. Această propunere a fost acceptată de lucrătorii mării. Așa că bărbatul a devenit, complet neașteptat pentru el, pescar în echipă. Desigur, nu a reușit să se descurce imediat. A rupt plasele de câteva ori din întâmplare, s-a înțepat cu cârlice, a scăpat captura. Dar fie că pescarii au văzut eforturile lui, fie din alte motive, nu l-au dat afară din echipă. Mai mult, în curând, după ce s-a obișnuit puțin, Vadim a început să arate adevărate minuni în navigație. A învățat să meargă cu o abilitate surprinzătoare pe valuri, să sară peste spuma mării, să mențină embarcațiunea pe un chila uniform în timpul lucrărilor responsabile și așa mai departe. Așa că, după câteva luni, pescarii se bucurau sincer că au decis să-l primească pe acest alb ciudat în echipa lor. Și Vadim era mulțumit. Spre deosebire de acelut de pe Wall Street cu care a avut de-a face înainte, lucrătorii locale ai mării se distingeau prin simplitatea lor. Dacă îți zâmbeau, înseamnă că ai meritat acel zâmbet. Dacă te întrebau cum îți merge, înseamnă că le păsa cu adevărat. Dacă îți ofereau ajutor, înseamnă că nu trebuia să te aștepți la vreo capcană din partea lor. Toate le făceau cu sinceritate și fără vreo intenție ascunsă. Și principiul vieții cu ce ești bogat, cu aceea te bucuri, i-a plăcut lui Vadim. Totuși, un lucru îl făcea să se simtă trist, Lydia. Nu mai primise vești despre ea de câteva luni. Inițial, Bărbatul îi reușise să monitorizeze locația ei prin Nichita, comunicând cu el la telefon. Dar, din păcate, în cel mai nepotrivit moment, când prietenul îi spunea că misiunea lui a fost îndeplinită și că Lydia a reușit să se mute în străinătate, telefonul i-a scăpat din mână în apă și a dispărut în adâncurile mării, la câteva sute de metri. Nu a fost nicio posibilitate de a-l recupera, așa că bărbatul nu a aflat niciodată unde s-a mutat soția lui. Dar chiar și după acest incident neplăcut, Vadim nu a renunțat la încercările de a afla măcar ceva despre Lydia. Odată, a reușit să obțină de la un turist care a ajuns în satul lor un număr de telefon și să se conecteze la rețelele sociale. A găsit profilul soției, dar, judecându-pe informațiile de pe pagina ei, nu mai a apărut să online de ceva vreme. Nu a reușit să ia legătura cu Nikita nici atunci. Câteva încercări ulterioare nu au avut succes. Vadim a realizat cu groază că, din cauza acestei aventuri, părea că a pierdut-o pentru totdeauna pe cea pe care o iubea din toată inima. Și timpul trecea. Vadim se obișnuia cu noua sa muncă și cu noua țară. Aici reușise să câștige respectul conducerii și al colegilor săi. Sincer, nu mai dorea să schimbe nimic. Se rezolva problema cetățeniei sale în noul stat. Să se întoarcă în patrie părea că ar dori, dar bărbatul înțelegea că nu ar fi bine să facă asta. Ah, dacă ar putea să afle măcar ceva despre Lydia și Demian, ar fi fost minunat. Odată, nava de pescuit pe care lucra ca marinar a suferit daune destul de grave. Nu era nicio posibilitate de a o repara cu forțele echipei. În sat pur și simplu nu exista echipamentul necesar pentru reparații. După consultare, conducerea a decis să trimită nava avariată în oraș pentru a fi reparată la un atelier. Au ajuns acolo fără incidente. Deci, capitanul a câștigat câteva fire de păr albe. Totuși, a transporta o navă avariată pe un ocean nu prea calmera o adevărată plăcere. Și echipajul era destul de obosit. Constant trebuiau să facă ceea ce marinarii numesc lupta pentru supraviețuirea navei. În general, când nava lor a ajuns în sfârșit în oraș, capitanul a luat o decizie înțeleaptă să le ofere echipajului o zi de odihnă. Să se plimbe! Să se relaxeze și să se distreze puțin. Nu va dăuna muncii, dar va ajuta la restabilirea forțelor morale. Vadim, ca și ceilalți marinari, nu a refuzat o astfel de ofertă generoasă. Totuși, în timp ce majoritatea echipajului s-a dus la cel mai apropiat bar, bărbatul a decis să se plimbe prin oraș. L'alcool alcool a rămas în continuare indiferent. Vadim admira obiectivele locale, se plimba pe străzile liniștite. Apoi a decis să meargă la plajă, măcar să vadă cum trăiesc cu oamenii normali. Trecând pe una dintre străzi, a observat un semn neobișnuit pe o clădire de birouri neobservată. Aici, sub inscripția în dialectul local, era scris ceva în rusă. Vadim s-a uitat mai atent și, cu surprindere, a realizat că acesta era numele companiei la care trimisese odată să lucreze Lydia. Trebuie să fie, s-a gândit bărbatul. Se dezvoltă rapid. Iată că au apărut deja filiale în străinătate. Vadim s-a simțit atât de dor de limba maternă încât a citit inscripția de câteva ori, și atunci l-a lovit. Dacă nu s-a înșelat și acesta era într-adevăr filial acelei companii, atunci, poate, aici ar putea afla măcar ceva despre Lydia. Gândindu-se câteva secunde, Vadim a tras cu mâinile tremurând de, de ușă. Era deschisă. Asta deja îl bucura. Bărbatul a intrat înăuntru. La un mic birou de recepție stătea o fată drăguță. Ea l-a salutat în dialectul local. Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? Bună ziua! Vadim a răspuns reflex la salut în limba locală, apoi a adăugat. Spuneți-mi, vă rog, compania dumneavoastră este din Rusia? Da, absolut corect. Vă interesează probleme de colaborare? Nu, a spus Vadim deja în rusă. Am venit pentru o problemă personală. Vă ascult. Dacă fata s-a mirat de cunoștințele lingvistice neobișnuite ale vizitatorului, nu a arătat. Spuneți-mi, lucrează Lydia la dumneavoastră? Vadim a menționat numele de familie. Din păcate, dar aceasta este informație confidențială, nu am dreptul să o divulg. Fata, vă înțeleg dar și dumneavoastră să mă înțelegeți. Eu și Lidia nu am avut veștunul despre altul de mult timp. Doar spuneți-mi, lucrează aici sau nu? Nu vă gândiți, nu sunt vreun cerșetor, venim doar de pe un vas, de pe mare. Din cauza asta arăt așa neglijent. Și dumneavoastră, scuzați-mă, ce legătură aveți cu Lidia Vladimirovna? În vocea fetei au apărut pentru prima dată tonuri de umanitate și înțelegere. Eu, cum să vă spun, ei bine, sunt, să zicem, soțul ei. Vadim a simțit brusc că un nod inexplicabil îi apasă gâtul. Fata l-a privit atent, apoi a întrebat. Pot să văd documentele? Da, desigur. Vadim a scos repede pașaportul din buzunar. Fata l-a studiat cu atenție, apoi a verificat ceva pe computerul ei, sprâncenele ei s-au ridicat pentru o clipă. A șoptit ceva de genul niciodată nu m-aș fi gândit, după care i-a returnat bărbatului documentul și a spus, Lidia Vladimirovna este în biroul ei. La capătul coridorului, apoi la stânga. Acolo o veți vedea. Mulțumesc! A șoptit Vadim cu buzele. Pe picioarele tremurânde, s-a îndreptat în direcție indicată. A ajuns la biroul dorit, a bătut ușor la ușă și din spatele ușii s-a auzit o voce dureros de familiară. Intrați! Bărbatul a rămas nemișcat câteva secunde, apoi a deschis încet ușa. Fata devenise și mai frumoasă decât înainte. Silueta ei revenise complet la normal după naștere. Bronzul tropical sublinia trăsăturile plăcute ale feței, pe care nu era nicio ridă. Vadim o privia și nu se putea mișca de pe loc. Lidia, la început, nu l-a recunoscut. Și nu era de mirare, trăsăturile feței bărbatului se înrăutățiseră, devenise vânturată. Era acoperit cu un strat gros de bronz, iar Vadim era îmbrăcat, ca să spunem așa, nu foarte elegant haine simple de pescar, de care părea că nu se va curăța niciodată de mucusul și solzii de pește. Așa că fata a spus mai întâi, cu același ton de afaceri ca și secretara ei. Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? Vadim a realizat cu imire că ochii lui încep să lusture. A rostit aproape în șoaptă: "Lidia, sunt eu." "Doamne!" Fata, în sfârșit, l-a recunoscut. "Vadim." Câteva momente, bărbatul și fata au stat și s-au uitat unul la altul. Apoi Lidia s-a aruncat spre el, l-a îmbrățișat strâns și l-a sărutat pe obraz. "Doamne, ești tu?" "Eu." Cum ai ajuns aici? Unde ai dispărut? Eu. Eu am crezut că e cel mai rău. Ei bine, după cum vezi, sunt viu. Epiloc. În acea seară, tinerii au petrecut împreună. Nu se puteau sătura de a vorbi și de a se admira unul pe altul. Atâtea lucruri trebuiau să-și spună. Și atât de multe întrebări aveau. Așa cum s-a dovedit, Lydia s-a mutat într-adevăr în străinătate. Dar, dintr-o coincidență misterioasă, filiala companiei lor s-a deschis tocmai în țara în care Vadim se mutase cu câteva luni mai devreme. Totuși, fata nu știa despre asta, desigur. Ea continua să lucreze la filială și, pe parcurs, la sfatul lui Nikita, își obținea cetățenia pentru ea și pentru copil. Fostul socru nu o mai deranja. Totuși, se temea să se întoarcă în patrie atunci a început să-l caute activ pe Vadim. Din păcate, căutările nu au dat rezultate. Chiar și omnisientul Nikita, care continua să mențină relații de prietenie cu ea, s-a dovedit a fi neputincios. A reușit să-l urmărească pe bărbat doar puțin mai departe de Bangladesh, dar apoi urma lui Vadim s-a pierdut. Se simțea că bărbatul încerca în mod special să-și ascundă urma. Dezamăgit de căutările soțului, Lydia și-a concentrat toată atenția asupra carierei și asupra fiului. În ambele cazuri, a avut succes. Demian creștea ca un băiat sănătos și frumos. La filială, fata ocupat deja, după un an, o poziție destul de bună. Și, în sfârșit, visul ei cel mai recent s-a împlinit să-l găsească pe Vadim. Acum tot ce avea nevoie pentru fericire era la îndemână. În acea seară, tinerii, Sub zgomotul oceanului, s-au jurat unul altuia că nu se vor mai despărți niciodată. Și și-au respectat promisiunea. Desigur, totul s-a desfășurat treptat. Totuși, după o perioadă foarte scurtă, căsătoria lor a încetat să mai fie fictivă. Bărbatul, de altfel, nu a renunțat la noua sa specializare. Îi plăcea prea mult marea. Singurul lucru pe care l-a schimbat a fost să se transfere să lucreze mai aproape de soția sa. Totuși, promisiunea de a nu se despărți trebuia respectată. Și Vadim înțelegea că nu mai putea trăi măcar o zi fără să o vadă pe Lydia.